De unde știu că nu am ajuns în urma mai multor eșecuri în categoria persoanelor menționate în Evrei 6, de la 4 la 6? Vreau să citesc textul. Că și ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Textul acesta nu vizează trăirea în păcat, ci vizează apostazia, care sunt două lucruri total diferite. Doar dacă ai pus întrebarea asta, tu nu ești din categoria aia. Deci doar dacă ai pus întrebarea asta, înseamnă că conștiința ta încă este activă. Am înțeles ce vrei să spui. Trăiești în păcat, te-ai rugat lui Dumnezeu să te dea izbăvire, n-ai primit și tu interpretezi așa. Trebuie să existe o explicație logică pentru care nu am izbăvire. Cel mai probabil că această explicație e faptul că sunt lepădat de Dumnezeu. Atâta timp cât ești în viață și mai bate o inimă în tine, conform adevărului Evangheliei, tu ai harul și șansa să te întorci la Dumnezeu. Caută un consilier, roagă-te împreună cu el, caută soluții. Cel mai probabil e că n-ai epuizat toate resursele. Caută un consilier, fă-te vulnerabil, deschide-ți inima și-s convins că Dumnezeu poate să dea biruință. Am văzut oameni în dependențe crunte cărora Dumnezeu le-a dat biruință pentru că s-au făcut vulnerabili și au venit înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai pus întrebarea asta, clar nu e vorba despre tine aici. Apostazie înseamnă, da, negarea lui Dumnezeu, a impactului lui Dumnezeu și faptul că jertfa lui Hristos nu-i suficientă, pe lângă ea mai trebuie și alte lucruri. N-are nimic de a face cu situația în care tu te afli. 2. Cum putem să scăpăm de eșecuri care au creat dependență? E rămânerea aia pe loc despre care vă ziceam, dar rămânerea asta pe loc poate să însemne descurajare, dar rămânerea asta pe loc poate să însemne și un păcat, o legătură, da? Un lanț, o dependență asiduă din care nu putem ieși sau un cumul de dependență, pentru că de obicei dependențele vin la pachet. Fie că e vorba de păcate de imoralitate, fie că e vorba de consum de substanțe, fie că e vorba de orice domeniu al vieții, există izbăvire. Dumnezeul care iartă și aduce izbăvire. Cel mai probabil, la fel spun, că și nu, eu nu cred că Biblia e un manual în sensul în care ne dă rețete. Da? Nu citim Biblia ca să găsim rețeta la tiramisu. Da? Ăla e manual, manual de bucătărie, de bucate. Scriptura ne oferă principii. Eu cred că e un ghid. Ei, Scriptura ne oferă principii. Unele din principiile pe care Scriptura le dă în zona aceasta este, în primul rând, cereți iertare lui Dumnezeu, vezi că păcatul persistă, caută, la fel spun un mentor. Apoi, creează împreună cu el o platformă de despătimire. Dumnezeu face, dar niciodată nu va face în locul tău. Nu va face în locul tău. Cât există încă plăcerea păcatului, robia rămâne acolo, ăla e boldul păcatului, plăcerea ispitei, dorința de a satisface nevoia aia, pofta aceea. Ei, e nevoie de o platformă, e nevoie de consiliere, e nevoie de răbdare. Pe unii Dumnezeu i-a izbăvit instant, pe alții în 2 săptămâni, în 3 săptămâni, într-un an, dar asta înseamnă luptă. Luptă și ori de câte ori cad, mă ridic și mă duc înainte. Singura problemă e că noi gândim în termenii sezoanelor. Aici eu cred că e cea mai mare problemă. Am căzut odată, bă, n-are niciun rost. Și mă înfund mai tare și această înfundare creează din nou dependențe și când mai ai câte o zvâcnire a Duhului, bă, nu e ok, trebuie să mă întorc la Dumnezeu, trebuie să schimb, tu iar ești de la minus 10. Ei, acest minus 10 cu tratament, cu rugăciune, cu post și cu lucrarea de mentorare, de vulnerabilitate, 100% convins că Dumnezeu aduce biruință. Au fost zeci de cazuri, e adevărat că ultima perioadă am avut energia și timpul necesar pentru asta, dar cel puțin în trecut au fost zeci de cazuri cărora Dumnezeu le-a dat biruință, dar asta a semnat consiliere săptămânală. Ne dăm socoteala la ora 4, ne-am sunat, asta s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, slavă Domnului, mergem mai departe. Și pentru că știți cum e, de Dumnezeu nu ne mai rușine, că oricum știm că El ne știe și ne cunoaște. Uneori avem nevoie de pârghii pe care, da, unii le pot numi artificiale, dar vindecătoare, contextul unei comunități și darea de socoteală față de un mentor sau un duhovnic care te poate ajuta în sensul ăsta. Și noi știm asta, noi vrem ceva în plus, nu știu, un secret, o armă magică prin care putem depăși. Nu,
Asta se poate scoate doar cu post și rugăciune. Pocăință, sinceritate și luptă. Până la moarte, dacă trebuie, împotriva păcatului. 3. Cum procedăm atunci când în biserică se impun anumite standarde de performanță în slujire și încep să-ți pierzi motivația corectă? Nu cred că standardele în slujire ar trebui să fie motivul pentru care ne schimbăm motivația. Am înțeles ce vrei să spui. Sunt uneori exigențe tehnice în zona predicării, în zona cântării în special, la rugăciune nu prea, care cumva ne impun niște, hai să le numesc, sterilități spirituale, în care ești foarte atent, foarte crispat, trebuie să iasă bine, predica trebuie să fie ok, dacă nu iau o notă proastă, indirect, mă validează oamenii într-un fel, mai ales la cântare, e crucial lucrul ăsta, mai ales în contextul unui grup, cel mai probabil că întrebarea asta a pus-o în cântăreț, îs convins de lucrul ăsta, dar îmi place să cred că e vorba și de predicare, ați înțeles de ce toate le duc la turta mea, tot focul. Eu cred aici că ar trebui să te rogi. Motivația nu cred că e legată de exterior, ci motivația e legată de Dumnezeu și de ce a făcut Dumnezeu. E o luptă între dorința ta de închinare și rațiunea că slujești. Eu cred că trebuie să existe un echilibru. Da? Nu închid ochii, nu mai îmi pasă cum cânt, nu mai îmi pasă cum predic, strigă tare că argumentul e slab. Nu merge așa. Deci eu cred că trebuie să existe rațiune, ordonare. Caută echilibru în privința asta. Dacă exigența îți impune cumva lipsa motivației corecte și ajungi acolo, eu zic din nou, caută sfatul unui om, poate fă o pauză, dar nu înseamnă abandon, pentru că n-ai făcut nimic pentru asta. Fă o pauză, regândește lucrurile, reevaluează relația cu Dumnezeu, s-ar putea să nu fie asta, ci să fie ceva în spate de care tu nu îți dai seama, poate o frustrare. Cântă Vlad, îmi zice, mă deranjează că mă corectează, îs conștient de greșeala mea. Problema e nu că îmi cere o chestie tehnică, ci marea problemă e că s-ar putea să fiu rănit de vorbele lui Vlad și asta să deranjeze, înțelegeți? Deci s-ar putea să fie alte lucruri în spate. Roagă-te, caută lumină în privința asta și poate pentru o perioadă de vindecare merită să iei o pauză, dar asta nu înseamnă abandon. Da? Deci dacă o chestie de genul inhibă, obturează chemarea lui Dumnezeu, te determină să fii șomer, cu siguranță nu-i voia lui Dumnezeu. 3. Cum, 4. De ce Dumnezeu promite să ne pună cap, iar în dreptul unora nu se întâmplă și sunt doar coadă, deși umblă în voia lui? Mie mi-e tare greu să cred că e așa. Repet, întoarce-te la ce am zis, cele 4 lucruri. S-ar putea standardul tău, perspectiva ta despre eșec și succes să fie greșită. Lazar a fost coadă toată viața lui. Deci Lazar a fost partenerul câinilor vagabonzi. Aia înseamnă coadă, înseamnă plava societății. Și ajunge în cerul lui Dumnezeu. Deci s-ar putea etalonul tău să fie greșit, reperul tău să fie greșit. Cine zice că ești coadă? Acum, dacă vorbim despre efortul tău, aici e întrebarea pe care eu vă spun ce se întâmpla. Întotdeauna când venea sesiunea, la prima facultate, mă refer la Politehnică, atunci eram cel mai harnic și cel mai studios. Eu aveam de mers la repetiții, grupul mă chema, era indispensabil, studiu biblic de sâmbătă, făceam curățenie, crezând că cumva Dumnezeu în marele har și bunătate va compensa faptul că nu văd pentru examene. Și luam exact nota care o luam. Normal că după aia ați frustrat, Doamne, dar eu am slujit ție, dar trebuia Dumnezeu să învețe în locul tău? Acum, eu cred că aici e una din probleme. Noi umblăm în voia lui, adică nu păcătuim și slujim lui Dumnezeu și totuși nu suntem cap. Dacă e vorba de discrepanța asta între școală, profesie și slujire, e o problemă. Eu cred că Dumnezeu te va onora. Poate ești în pustie, așteaptă ceasul lui Dumnezeu, dar asigură-te că ai făcut tot ce ține de tine. Asigură-te că ai făcut tot ce ține de tine. Adică nu amesteca lucrurile spirituale cu lucrurile materiale. Fiecare își are vremea lui. Eu sunt convins că Dumnezeu îți va da har, favor, dacă tu îl pui pe Dumnezeu mai întâi. Dumnezeu în economia lui nu te va lăsa nerăsplătit. Dar asta nu înseamnă că lenia e confundată cu spiritualitatea. Biblia zice, când toți au luat nota 1, Daniel a luat nota 10. Era de 10 ori mai decât. Dar asta nu înseamnă că nu a învățat. Băi, eu nu mănânc, dar Dumnezeu să-mi dea înțelepciune.
Biblia zice că învăța toată învățătura haldeilor. Deci aici eu cred că trebuie avut grijă. Și dacă totuși nu e așa, e vorba de popularitate, de câștig, de bani, depinde ce ți alegi. Personal vorbeam cu cineva și mi-a zis, uite, aș vrea să mă duc la psihologie. Ce părere aveți despre? Și am zis, bun, dacă asta iubești, vei fi un consilier de școală, vei avea un cabinet de psihologie, slavă Domnului, Dumnezeu să te ajute. Dar să știi că nu o să faci bani. Eu ți-o zic dinainte. Dacă vrei să faci bani, du-te, frate, la programare. Fă altceva dacă crezi că asta înseamnă... Caută echilibru. Să nu ne pomenim peste 20 de ani că o să fii frustrată că cealaltă are mai mult și tu nu ai. Dacă asta e vocația ta, arderea ta, asumă-ți că s-ar putea să nu faci bani. Da? Ei, în sensul ăsta, ce înseamnă randament și performanță? Personal, eu cred că omul fericit e omul împlinit în vocația lui. Chiar dacă s-ar putea să nu facă bani. Da? Mai rar strungari, mai rar mentalitatea asta uceniciei, noi toți vrem bani mulți și cât mai repede și ne alegem profesiile în sensul ăsta, avem bani și tot nu suntem fericiți. Deci cred că trebuie să existe echilibru aici. Acum nu știu exact cât de concret am fost pe ce întrebare ai pus. Următoarea. Cum pot să știu dacă sunt pe drumul bun, însă nu sunt pregătit... Nu. Cum pot să știu dacă sunt pe drumul cel bun, însă nu sunt pregătit spiritual și de aceea nu merg lucrurile bine și nu ajung încă la binecuvântare, la punctul culminant în vederea acestui subiect. Dacă nu ești pregătit spiritual, n-ai cum să ajungi la binecuvântare, că ești în pustiu. Așteaptă ceasul lui Dumnezeu. Fă ce trebuie să faci în sezonul ăla. Da? Când mă întreabă copiii, tati, de ce trebuie să învăț? Că ești la școală. Dacă m-ai întrebat de ce trebuie să mă fac, să mă duc la muncă, că trebuie să fac bani, că trebuie să vă întrețin pe voi. Există un sezon. Fac teme că sunt școlar. Dau examene că sunt student. Muncesc că sunt muncitor. Da? E sezon. În sezonul ăla, fă ce Dumnezeu ți-o zis să faci și cu siguranță binecuvântarea lui Dumnezeu va veni. Nu înseamnă neapărat cașcaval, ci înseamnă prezența lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu. Ăsta e primul lucru care trebuie. Deci, hai să scăpăm de nenorocita asta de perspectivă materială, cât bag, cât investesc și cât scot. Da? Dacă asta e întrebarea ta, ai greșit adresarea. Cred din toată inima că Dumnezeu binecuvintează pe omul credincios în sezonul lui. Fă cu credincioșie și Dumnezeu te va binecuvânta. Cum putem gestiona corect așteptările personale când planul lui Dumnezeu pare să nu se regăsească în ele? Apare un vânt al dezamăgirii în care pare că nu e interesat Dumnezeu, da? Nu e interesat în planurile mele. Dezamăgirea e inerentă pustie, e inerentă potrivnicilor, e inerent atunci când premisele sunt exact ale mele, da? Nu oferă mare lucru. E acolo. Eu cred că niciodată n-ar trebui să luăm decizii, în special în perioada ca să ne dezamăgiți. Cel mai proaste decizii se iau în pripă și în sezonul dezamăgirii. Acum, când tu ai zis cum pot să știu dacă sunt... cum pot gestiona corect așteptările personale când planul lui Dumnezeu pare să nu se regăsească în ele. De unde știi asta? Ți l-a descoperit Dumnezeu? De unde știi că tocmai în perioada asta Dumnezeu vrea să dăltuiască în tine planul lui? Eu știu ce se întâmplă. Tu crezi că Dumnezeu te cheamă la un lucru, nu vezi evidențele înaintării progresului tău înspre ăsta și mereu vezi obstacole și zici, Doamne, cum? Ei, s-ar putea Dumnezeu prin asta, pe principiul ușilor închise și deschise, să spună stop, nu aici, ci în altă parte. Da? Au fost atât de multe contexte în care puteam să slujesc și au fost chemări ale oamenilor, n-au fost chemările lui Dumnezeu. Ei, în momentul în care vezi și înțelegi planul lui Dumnezeu, asta te va bucura. Dacă nu-l întrezărești, s-ar putea Dumnezeu să ți-l dezvolte. Nu uita, Dumnezeu e mai preocupat de dezvoltarea planului decât de descoperirea lui. Eu aș vrea rapid să-mi zic că Dumnezeu așa vorbește, Domnul, mâine la ora 3 pleci și predici în biserica aia, ar fi foarte simplu. Dar nu cred că Dumnezeu funcționează tot timpul așa. De unde știu că dorința și atracția care o am pentru a trăi după placul lui Dumnezeu sunt din partea lui? Și nu datorită anturajului creștin sau obișnuinței de a umbla la biserică și de a face ce este bine. Superbă întrebarea. Vezi dacă faci lucrul ăsta în mod privat.
E foarte simplu, pornește din tine. Dacă entuziasmul tău e doar la cântarea în comun și la cântarea corului, dar că rugăciunea ta ține cât se roagă cei mai mulți din biserică și mai vocali, dacă slujirea ta depinde de chemarea altuia și de susținerea altuia, s-ar putea să fii doar un educat religios, un dresat religios și să nu fi avut parte de nașterea din nou. Simplu, închide casa, închide odăița și rămâi tu cu Dumnezeu. E aceeași pornire. E adevărat că pe drumul uceniciei uneori unii trag de noi, sunt catalizatoare, sunt determinanți pentru noi. Dar când sunt eu cu Dumnezeu, am aceeași pasiune, încântare, rugăciune și studiere? Dacă nu am, înseamnă că factorii din exterior înspre interior, ești în procesul educației spirituale, nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Pentru faptul că ai pus întrebarea asta, probabil sunt niște îndoieli. Toate astea spune Dumnezeu chiar în seara asta pe genunchi. Și sunt convins că Dumnezeu va vorbi. Tot îi de unde pornesc zvâgnirile acestea spirituale. Dacă îs și atunci când comunitatea nu e, îs de la Duhul Sfânt. Dacă îs doar când comunitatea e, mi se pare că dacă ai și făcut botezul, ești doar dresat, domesticit spiritual și nu născut din nou. Dumnezeu să aibă milă de noi și să fie cât mai puțin credincioși nominali în mijlocul nostru. Cum mă pot adapta mai ușor la schimbările care vin în viața mea? Nu știu dacă neapărat trebuie să te adaptezi. Spunea cineva, vrei lideri puternici, scoate-i din mediul lor și du-i în medii în care nu se așteaptă. Așa se formează liderii excepționali. În schimbări dramatice de paradigmă, de anturaj, de resurse, poate de cultură, du-i într-un alt context și vei vedea cum se vor forma. Exerciții, cel puțin în contextul american, de zone de schimbare culturală pentru o perioadă de 3-6 luni de zile, tocmai în echiparea liderilor. Poate Dumnezeu îngăduie toate schimbările astea tocmai ca să te pregătească. Nu înseamnă să te adaptezi mediului întotdeauna, s-ar putea să vină un mediu viciat sau mai problematic, tocmai ca tu să te raportezi și să-l schimbi pe el. Nu întotdeauna trebuie să reacționăm la ce vine, în sensul conformării, ci s-ar putea elementele din exterior să însemne schimbarea, nu schimbarea noastră, ci schimbarea mediului în care suntem. Nu că plecăm din el, ci că vom reuși să-l influențăm noi pe acel mediu. Deci nu cred că ține neapărat de schimbare. Dar dacă vorbim de studenți care s-au mutat, altă cultură, alte așteptări, alt mediu, ți-aș recomanda să strângi relația cu cineva. Să ai o prietenă, când unul cade, când una cade, cealaltă ne ridică, când una are chef de biserică, cealaltă vine, când nu ne bagă în seamă. Eu am văzut asta. Păstorez biserici mici și foarte mici. Văd contextul ăsta ciudat când vii într-o biserică mare și nimeni nu te bagă în seamă. Acolo erai ca într-o familie, te certai, te împăcai, erați voi, cei 10 fantastici, acum sunt cei 300. Unul din 300 parcă nu dă la fel ca unul din 10. Ei, în contextul acesta, ai nevoie de un anturaj, de cineva care să tragă de tine, că dacă nu, întotdeauna va veni cei firesc și apoi cei duhovnicesc. Cum putem să căutăm... Cum am putea să căutăm reconfirmarea chemării? Este indicat să căutăm vremelnic reconfirmări ale chemării, dar dacă Dumnezeu nu le dă. Dacă tu le cauți, înseamnă că te îndoiești de ea. Eu sunt convins că Dumnezeu nu va îngădui nicio încercare mai presus de puterile noastre. Faptul că ai avut o confirmare și ai început să faci ceva pentru Dumnezeu, rămâi acolo. Dacă Dumnezeu vrea să te mute pe alt drum, Dumnezeu îți va spune cu punct, cu semnul exclamării, Dumnezeu îți va spune evident. Nu aștepta validarea, nici din partea oamenilor, nici din partea societății, continuă să slujești. Asta nu înseamnă că nu iau punctul zero, că nu-mi iau repere, că nu mă evaluez, că nu bag pe nimeni seamă, că eu pintea haiducul. Nu, categoric mă raportez la ceilalți oameni. Dar ei, părerile lor nu sunt determinante, vă spuneam în una din slide-urile seminarului nostru, a conferinței noastre. Deci eu cred că e nevoie de reconfirmări, dar nu neapărat caută-le tu, lasă-l pe Dumnezeu să vorbească, sunt convins. Și în momentele mele de frustrare, cel puțin două am avut în viață, în care am fost cu bagajele făcute să ne mutăm înapoi în Cluj, din diferite motive. La momentul cronic, critic, Dumnezeu a fost cel care a intervenit și o mai adus în cumbust
O mai dus în reconfirmare, pentru că Dumnezeu nu-și abandonează proiectul și oamenii. Țineți cont de lucrul acesta. Nu căuta neapărat confirmări, roagă-te lui Dumnezeu, dacă ele sunt necesare, ele vor veni cu siguranță. Dumnezeu nu lasă pe nimeni încurcat și niciodată nu te lasă de capul tău. Pe unii v-am pierdut deja. Bun. Și ultima. Ce argument este împlinirea în ceea ce facem în găsirea chemării noastre? Când Moise și alți oameni importanți din Biblie au fost trimiși să facă lucruri care nu le erau ușoare, convenabile sau plăcute. Exemplu, Moise cu vorbirea în fața poporului. Acum, este o filozofie de lucru, în special în zona eclezială și nu numai, și corporatistă, în care spune ceva de genul: domnule, darul e validat, pe baza darului vine chemarea, solicitarea, și pe baza darului și a chemării vine satisfacția. Și până la un moment dat îți de acord, dar exact cum ai sesizat întrebarea, Dumnezeu pune niște oameni inadecvați, cumva nepregătiți în anumite locuri. Oare de ce? Să-și bată joc de ei? Tocmai ca Dumnezeu să se proslăvească. Uneori Dumnezeu te va chema să faci lucruri incomode. Și nu ca să te stigmatizeze, nu ca să devii ridicol, ci tocmai ca să te antrenezi acorându-te mai mult în el. A pune egal între dar, îți bun la, nu știu, laptop, la tehnică, frate, neapărat la cântare, la proiectare, îți bun la mișcat, la filmat, neapărat trebuie să fii în echipa media. Da? Zâmbesc foarte frumos, neapărat la echipa de împinare. Da? Am un discurs ordonat, neapărat la predică. S-ar putea să nu fie așa. Uneori Dumnezeu să spargă tiparul acesta și să pună oameni neadecvați, inadecvați pentru anumite locuri din perspectiva noastră, ca Dumnezeu să-și răscumpere oferind slavă. Și acum, eu cred că satisfacția trebuie răscumpărată. Și vă zic în ce sens. În primă fază, a sta în fața oamenilor mi era maxim de incomod. Făceam orice altceva, dar nu să fiu omul din față. Ei, Dumnezeu a răscumpărat lucrurile astea. Conjunctura a făcut că trebuia să vorbesc cu oameni de la om la om. Mi se părea nepregătit. Dacă îmi puneai după aia un avon, mi-aș fi luat avonul să mă duc cu el pe stradă să vorbesc cu oamenilor. Mă proteja. Chestia asta pătrată, asta nu e pătrată, așa, mă proteja. Cumva îmi oferea o zonă de stabilitate, de siguranță, da? Ei, o trebuit să fac lucrul ăsta și apoi când am văzut oameni înțelegând, răspunzând de Evanghelie, venind la biserică, mi-a dus o satisfacție extraordinară. La un moment dat mi-a fost frică, am fost timorat. Nu îți evalua slujirea și chemarea după propriile sentimente. S-ar putea uneori reacțiile emoționale să fie paralizante, dar tocmai asta face frumusețea, coregrafia destinului și a chemării lui Dumnezeu. Dar la un moment dat trebuie să vină satisfacția. La un moment dat satisfacția va fi una din părțile confirmării. Deci nu poți să faci o viață întreagă ce nu ți-a plăcut să faci. Și Iona, la un moment dat, a înțeles chemarea lui Dumnezeu, că o vrut, că nu a vrut. Și alții, la un moment dat, au înțeles chemarea lui Dumnezeu. Deci cred că satisfacția, la un moment dat, nu întotdeauna, poate să fie dovada reconfirmării. Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze.